Spuneți dumneavoastră, ați scris vreodată vreo scrisoare vreunui parlamentar, vreunui deputat? Nică. Să noi avem o scrisoare legată de agricultură pe care o trimitem către Ministerul Agriculturii, aha, prin care cerem programe de instruire și practică de finanțare pentru agricultorii tineri, cerem atragerea investitorilor străini pentru a crea noi locuri de muncă în domeniul agriculturii și cerem piață liberă pentru terenuri agricole, inclusiv pentru cetățeni și firme europene. Fiind indexat echitabil proporțional cu stadiul de cotizare. Cunoaște că acum s-a mărit, indiferent de stadiul cât ai lucrat, n-ai stagiu, oricum ai 2000 de lei pensie. Da, pe asta e. Și vă pare că asta e corect? Nu e corect, asta e problema, că este om care nu a muncit viața întreagă, nu a muncit și eu că am muncit, vorea că ne iei 43 de ani, am muncit în tata zău ăla, mergem la serviciu. Și tot 2000 eu ca și dumneavoastră ei. Fără 2000, fără 10 lei. Da. Uite, asta noi avem, de exemplu, tema nepotismului, cumătrismul. Cunoaște că este o temă cam delicată la noi în țară. Uh-huh. Și deci dacă nu ai rude, nu poți să te angajezi la un post bine plătit. Și dacă nu ai cunoscut la fel, tinerii termină și universitate și nu au unde să angaja. Și noi încercăm să luptăm cu această problemă. Strângem semnături de la oameni pentru a trimite aceste scrisori pentru Parlament. Deja avem câteva luni când am făcut aceasta. Dumneavoastră ați susține cu o semnătură de scrisoare dată? Da. Asta e despre pensii și indemnizații. Deci la fel, că dorim să fie majorate pensiile, dorim să fie echitabile în primul rând. Deci dacă omul a lucrat 40 de ani, să fie echitat 40, dacă nu a lucrat nimic, să fie la fiecare cu sumă cuvenită. La fel pentru indemnizații de copii, invalizi și șomeri. Scrisoare ține de agricultură. Cunoașteți că Republica Moldova este țară agricolă. Așa. Și prin această scrisoare, pe care o trimitem către Guvernul și Ministerul Agriculturii, cerem programe de instruire și practică de finanțare pentru agricultorii tineri, cerem atragerea investitorilor străini pentru a crea noi locuri de muncă în domeniul agriculturii, de asemenea cerem piață liberă pentru terenuri agricole, inclusiv pentru cetățeni și firme europene. Este despre pensii și indemnizații. O scrisoare prin care cere majorarea imediată a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari, indexarea echitabilă a pensiilor proporțională cu stagiul de cotizare, adică dacă o persoană a lucrat mai mult, evident, trebuie să primească o pensie mult mai mare, și cerem majorarea indemnizațiilor pentru copii, invalizi și șomeri. Eu aș vrea să mai mărească pensiile, că e greu pentru aceștia bătrâni, tot e scump, de focul e scump, de mâncarea tot s-o scunte. Da, mulțumim Domnul așa cum este, n-avem nici pași. Da. Cerem majorarea imediată a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari. Cerem majorarea indemnizațiilor pentru copii, invalizi, șomeri, pentru că nu acoperă cheltuielile minime pentru întreținere. Da, asta trebuie, că pensia e foarte mică.